Bună seara tuturor! Mă bucur să fiu astăzi alături de voi. Monica Costiță sunt și rolul meu astăzi este să vă povestesc puțin despre ce înseamnă calificarea la Eagle Manager. Eu sunt, pentru cei care nu mă cunoașteți, sunt de profesie medic-pediatru, am început afacerea Forever inițial part-time, pe lângă spital, însă mi-am dorit foarte mult libertate, mi-am dorit independență financiară și iată că acum am peste 6 ani în care mă ocup numai de această afacere și clădesc, da, acest business la nivel global. Sunt senior manager, sunt calificată Eagle și sunt membru QLC. Așa că astăzi aș vrea să vă împărtășesc câteva din secretele mele pentru a obține această calificare, dar nu doar pentru mine, ci și pentru partenerii din echipa mea. Pentru că eu consider că Eagle Manager, pentru a obține acest stimulent de Eagle Manager, în primul rând trebuie să știi că trebuie să ai un plan foarte bine definit, da? Și trebuie să știi exact care sunt pașii pe care trebuie să îi faci. Așa că dacă suntem pregătiți, eu zic să-i dăm drumul. Acum, cu siguranță, de ce Eagle Manager? Trebuie să știți că manager este doar o calificare de 2 luni, de 3 luni, de 4 luni și Eagle Manager este cu adevărat excelența. Probabil știți cu toții că un Eagle Manager câștigă mai mulți bani decât un manager obișnuit. Așa că, cu siguranță, Eagle Manager a trebuit să fie pe panou de visuri a absolut oricărui manager și nu numai. Este puntea pentru a obține Chairman's Bonus și ne ajută să dezvoltăm obiceiurile bune pentru a dezvolta această afacere. Evident, Eagle Manager înseamnă și vacanțe de vis. Și știți, în 2021, dacă totul va fi ok, sperăm că ajungem și în Phoenix. De asemenea, Eagle Manager înseamnă training-uri cu liderii de succes. Și aș vrea să te gândești ce ar însemna pentru tine să înveți de la cei mai buni din business la nivel global. Pentru mine înseamnă foarte mult acest lucru. Dar mai ales, vezi, înseamnă și calificări către un nou nivel în planul de marketing, pentru că, după cum știți, Eagle Manager, dacă în funcție de numărul de Eagle Manager, te poți califica și la un nou nivel în planul de marketing. Așa că, cu siguranță, Eagle Manager este un obiectiv foarte important pe care ar trebui să-l ai pe panoul tău de visuri. Așa că, trebuie să știu un lucru, că Forever este cea mai generoasă companie și probabil știți că partenerii Forever câștigă cele mai mari bonusuri. Însă pentru asta trebuie să ajungi Eagle Manager. Acum, aș vrea să reamintesc puțin condițiile de Eagle Manager. Probabil le știți, dacă nu le știți, vă recomand să le revedeți din politicile companiei. Calificarea de Eagle Manager începe pe 1 mai până pe 30 aprilie și sunt câteva condiții de bază pe care trebuie să le ai permanent în minte și în fața ochilor. În primul rând, trebuie să ai 720 de puncte totale, tu împreună cu echipa ta, 100 de puncte noi, 2 supervizori cu oameni înscriși în această perioadă să fie activi și evident să fie calificat la bonusul de conducere. Acum, evident, de la nivel de manager în sus mai sunt și alte, da, să ajungi senior manager înseamnă să ai un Eagle Manager calificat și tot așa. Practic, din moment ce ești senior manager și mai sus, nu contează că doar tu, ca doar tu să-ți faci condițiile de calificare, ci să poți să-ți ajuți și oamenii din echipa ta să ajungă Eagle Manager. Și cred că aici este de fapt secretul. Nu doar tu să faci condițiile de Eagle, ci să-ți ajuți și oamenii din echipa ta. Și una din condițiile importante pentru a obține Eagle Manager este să facem punctele noi, da? Să avem grijă să avem puncte noi. Acum eu știu că sunt persoane care de multe ori, cel puțin în echipa mea, s-au încurcat și nu înțelegeau ce înseamnă punct nou. Și aș vrea să vă dau aici exemplu de dacă tu l-ai înscris pe Mihai, să zicem că l-ai înscris la 1 martie, toate punctele lui Mihai se vor considera puncte noi pe o perioadă de 12 luni, din momentul în care el s-a înscris, în exemplu de față înseamnă până în februarie, sau, de exemplu, până el ajunge, dacă ajunge manager în această perioadă.
Așa că, de exemplu, dacă în această perioadă tu înscrii doi supervizori noi, vei avea deja 50 de puncte noi care ți se vor pune la calificare. Ok? Însă, partea frumoasă la Stimulentele Forever este că Eagle reprezintă o calificare de un an. Și ce înseamnă lucrul acesta? Că sunt 12 luni în care fiecare lună contează. Și trebuie să știți un lucru, orice calificare nu se pierde la sfârșit de an. Se pierde când? La început de an, se pierde în primele luni, se pierde atunci când nu faci ceea ce trebuie la început, dacă nu-ți structurezi business-ul încă de la început. De aceea, fiecare lună contează și indiferent unde ești acum, în momentul de față, da, trage o linie și lucrează, da, lucrează să obții această calificare de Eagle. Acum, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne luăm angajamentul că facem acest program. Știi, angajamentul este lipiciul care te unește pe tine de visul tău. Și aș vrea să te gândești, chiar ți-ai luat angajamentul că vei face această calificare indiferent de ce se întâmplă, indiferent de pandemie, indiferent de circumstanțele exterioare, indiferent dacă ai chef, dacă nu ai chef. Și lucrul ăsta ar trebui să fii, în primul rând, sincer, da? Cu tine. Pentru că angajamentul înseamnă să rămâi loial la ceea ce ai spus că vei face, cu mult după ce motivația ta inițială, da, ți-a trecut. Pentru că majoritatea oamenilor nu eșuează pentru că nu au abilități, ci pur și simplu din lipsa unui angajament real față de visul lor. Pentru că fiecare dintre noi are abilitatea cu adevărat să ajungă Eagle Manager. Însă cei care cu adevărat vor face această calificare vor fi cei care și-au luat angajamentul să-și urmeze țelul și să facă absolut orice este necesar să îl realizeze. Vedeți, motivația ne pune în mișcare, însă angajamentul și disciplina ne ajută să le dezvoltăm. Așa că aș vrea să te gândești puțin și să evaluezi situația ta actuală, ca să vezi exact unde trebuie să îmbunătățești. Pentru că vreau să-ți spun, indiferent unde ești acum, cu situația punctelor, situația supervizorilor, poți să faci această calificare și te încurajez să tragi așa o linie, să vezi exact unde ești. Gândește-te câte puncte ai făcut tu până acum, care este media punctelor de până acum, ai făcut 60. Foarte bine, dacă a fost mai puțin ok, ce ar trebui să îmbunătățești? Câte puncte noi lunar faci? Ai deja o medie de 10 puncte lunar? Câte și ce persoane înscrise ai de la 1 mai sau de când ai ajuns manager? Iarăși, asta este un lucru foarte important ca să știi exact cum să-ți pui focusul pe acei oameni care să devină viitorii tăi supervizori. Alte câteva întrebări. Câte persoane înscrii lunar, din câți asistenți supervizori, câți înscriși ai nevoie ca să ai un asistent supervizor, câți asistenți supervizori ar trebui să ai înscriși ca să ai un supervizor, da? Pentru că condiția de calificare a celor doi supervizori este foarte importantă. Iarăși un lucru la care ar trebui să te evaluezi este cât de bine lucrezi tu cu broșura Primii pași spre manager. Pentru că nu e vorba doar de a înscrie oamenii, este vorba să lucrezi în mod eficient și să-ți ajuți oamenii să se dezvolte la nivel de supervizor și mai sus. Așa că evaluează-ți situația și fii pregătit ca să poți să mergi mai departe. Acum, evident, calificarea de Eagle, vreau să știți clar că înseamnă muncă. Și toate drumurile spre succes trec prin muncă, 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 muncă. Și aș vrea să te gândești la cea mai frumoasă clădire pe care ai văzut-o vreodată. Nu știu, gândește-te la Catedrala Notre-Dame din Paris. Imaginează-ți, arhitectul a făcut toate planurile să fie cea mai frumoasă, să fie cea mai frumoasă clădire din lume, însă dacă nimeni nu ar fi pus o cărămidă, nimeni nu ar fi muncit, ea nu ar fi existat. Așa că afacerea ta, visul tău, da, va crește doar dacă pui cărămidă cu cărămidă în fiecare zi. Și trebuie să te gândești care este motivația ta cea mai mare, pentru că dacă știi cu adevărat în sufletul tău care e motivația ta, cum, va fi simplu. Și trebuie să ne focusăm doar pe activitățile aducătoare de profit,
care sunt astea? Vânzare, recrutare, da, dezvoltarea echipei, evident, partea asta de folosire personală. Însă este important, da, să te focusezi pe lucrurile care te duc mai departe. Și dacă stai și te gândești la ce înseamnă Eagle Manager, înseamnă în primul rând să avem o structură puternică. Și vreau să vă încurajez să vă creați o structură în business așa de puternică, încât, indiferent ce se întâmplă în jurul vostru, nimic să nu vă clatine. Încă o dată repet, să aveți o structură așa de puternică încât nimic să nu vă clatine. Și știu că sunt, de exemplu, manageri care, mai ales acum cu condițiile de calificare în 4 luni, înseamnă să facem doar 37 de puncte pe lună, 37,5. Și marea majoritate a noilor manageri, pentru că pentru voi aș vrea să vorbesc puțin, ieșiți probabil cu 1-2 supervizori în calificare de manager și încă nu aveți structură solidă, da, pentru a face toate stimulentele de top. De aceea va trebui să creșteți cât mai repede, da, de la acea structură de 1-2 supervizori cu care voi ați ieșit, da, ca și manager, să creșteți rapid la o structură puternică, adică să ai foarte mulți înscriși, da, vedeți aici, înscrie mulți, da, să ai lățime foarte mare, dar să lucrezi și în adâncime. Și pentru asta, pentru partea asta de recrutare, da, recrutarea este esențială. Este foarte important să respecti pașii din primii pași spre manager, pentru că asta te va duce cu adevărat departe. Și când vorbim de structură solidă, ce înseamnă? Înseamnă să ne creăm o structură cu cel puțin 5 oameni cheie. Ca să vorbesc un pic mai direct, înseamnă să ai cel puțin 5 supervizori direcți. Asta ce înseamnă? Să ai o structură care să te ducă nu doar la 60 de puncte, să te ducă la 100 de puncte. Pentru că asta înseamnă cu adevărat să câștigi bani. Ai intrat în Forever să câștigi bani, nu? Să câștigi bani mulți, nu-i așa? Ei bine, pentru asta nu trebuie să fii doar un manager obișnuit. Trebuie să fii cel puțin manager de 60 de puncte sau de club 100, de 100 de puncte non-manageriale. Asta înseamnă că vei avea structura puternică. Și cum vei face lucrul ăsta? Ce înseamnă să ai cel puțin 5 supervizori? Poate pentru a dezvolta 5 supervizori va trebui să înscrii, nu știu, 15, 20, 30, 40 de oameni. Nu știu, tu știi cifrele tale. Însă știi foarte clar că tot e matematica în Forever. Trebuie neapărat să știi statistica și chiar te invit să te duci în FLP 360, să vezi exact câți asistenți supervizori ai, câți supervizori, dar și să vezi exact care sunt cifrele tale. Pentru că dacă tu știi că, de exemplu, îți iese un supervisor din 5 asistenți supervizori, lucrul este clar, da? Înseamnă că pentru 5 supervizori trebuie să ai 25, nu-i așa? Și atunci te gândești, cât de repede înscriu eu acești oameni? Un lucru pe care eu l-am învățat în afacerea mea, din fericire l-am înțeles și în momentul în care l-am înțeles a făcut diferența major în business-ul meu. A fost să îmi creez această structură puternică în lățime și să îmi creez o structură puternică astfel încât să fiu un club 100. Pentru că dacă vei fi în club 100, acolo o să poți să bifezi toate stimulentele. Iar Eagle, știi cum se va întâmpla? La fel precum faci și activul. La fel cum faci activul în fiecare lună, la fel va fi să faci Eagle Manager în fiecare lună. Ți-ar place în fiecare an? Ți-ar place acest lucru? Sunt sigură că da. Și planul pentru Eagle, da, este în primii pași spre manager, înseamnă să-ți construiești structura potrivită. Vă spuneam, este important să te uiți la punctele tale în fiecare lună, să știi foarte clar cum stai și dacă o să intrați acum pe FLP 360, chiar am văzut că s-au actualizat punctele de Eagle Manager, așa că o să puteți să vedeți exact cum stați la zi, da, cu calificarea, câte puncte aveți, totale, puncte noi, supervizorii și o să puteți să vedeți exact pe ce să vă focusați. Însă, acum referitor la partea asta, sunt câteva obstacole și știu, sunt oameni care sunt în mai multe categorii. Sunt oameni care poate nu au punctele totale,
Da? Pentru că, nu știu, nu ați făcut încă o medie de 60 de puncte pe lună sau sunteți manageri noi și mai aveți de lucrat acolo la puncte totale sau unii dintre voi aveți de lucrat la puncte noi și vreau să-ți spun un lucru. Dacă ai de lucrat la puncte noi, înseamnă că nu recrutezi suficient și înseamnă că trebuie să te pui serios pe partea de recrutare. Și mai ales acum că au trecut aproape 6 luni deja, ar trebui să ai cel puțin un supervisor de Eagle. Vedeți, aici sunt câteva, e o schemă, da, pentru a ajunge la nivel de Eagle, o schemă în puncte. Însă vreau să te gândești așa, dacă până acum nu ai o medie de 60 de puncte pe lună, da, și ești în urmă cu punctele totale, șansa ta ca să faci Eagle anul ăsta este să te duci cât mai repede la Club 100 și să bifezi Forever to Drive. Practic, obiectivul tău este ca până la sfârșitul lui aprilie să intri în Club 100, dar nu doar să intri, să te menții și să crești în continuare, da, la Forever to Drive. Astfel, vei reuși să recuperezi punctele. Cum faci asta? Recrutare, 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 recrutare. Vreau să te gândești așa, oamenii pe care îi ai acum în momentul de față îți aduc o anumită, da, anumite puncte. Dacă tu vrei să faci diferit, va trebui și să nu stai să aștepți după ei. Va trebui să înscrii oameni, da, și să lucrezi cu oameni noi. Oamenii noi, da, sunt cheia în această afacere și trebuie să știi că cifrele nu te mint, nu te mint niciodată. Și cred că ești într-una dintre cele 3 categorii, de fapt 4 categorii. O categorie este următoarea. Ai făcut Eagle Manager până acum, cel puțin o dată. Felicitări, înseamnă că știi drumul. Continuăm, da? Pentru tine nu pot să spun decât keep going, focusat. A doua categorie de persoane sunt cei care sunt manageri și au făcut un plan și se țin de plan. Sunt cât de cât ok, sunt acolo. La fel, continuați, fiți focusați, rămâneți acolo pe drum, indiferent ce se întâmplă în jurul vostru. A treia categorie sunt persoanele, adică managerii care de-abia acum te uiți și te gândești, da, oare chiar, oare pot și eu? Dar oare o să pot să recuperez și eu punctele? Și o vezi ca pe o provocare, da? Și te gândești, oare chiar pot? Însă vreau să te încurajez să-ți faci un plan în puncte, să te ții de plan și să tragi până în ultima clipă. Pentru că poți să o faci, poți să realizezi absolut orice îți pui în minte, îți garantez lucrul ăsta, însă trebuie să-ți propui cu adevărat. Sau, a patra categorie de persoane sunt cei care și-au luat cu totul gândul de la Eagle Manager, zic că este destul de greu, nu o să reușesc să recuperez niciodată punctele. Ești manager, dar ești doar cu insigna de manager, poate ai o afacere de supervisor, adică poate ai tras tare la manager, ai forțat puțin lucrurile și în loc să crești de la 30 de puncte să te duci spre 60, poate ai scăzut pe la 20 de puncte. Și asta este realitatea. E bine, te gândești că poate ai platou în business, că nu ai oameni noi cu care să te poți baza, însă te rog un lucru, nu dispera. Nu dispera și indiferent ce rulaj ai acum, du-te în oglindă și ia-ți angajamentul că vei face tot ce este necesar ca să reușești. Și nu doar pentru tine, ci și pentru echipa ta. Pentru că îți spun un lucru, dacă tu nu vei fi Eagle, nu vei putea să fii un exemplu pentru echipa ta. Și nimeni din echipa ta nu va face Eagle Manager. Și sunt sigură că îți pasă de oamenii din echipa ta. Și avea Henry Ford o vorbă, dacă crezi că poți sau nu poți, ai dreptate. Așa că alege să stai în gândurile alea care să te crească. Apoi, câteva sfaturi legate de Eagle Manager. Tratează calificarea în mod serios și imediat ce ai ieșit manager, focusează-te și propune-ți să ajungi în Club 100. Știi, nu e vorba, Eagle Manager nu e vorba doar de călătorie și poate zici și te gândești, ok, e pandemie, oricum nu merg nicăieri sau merg, da, nu se știe ce-i drept, ce o să fie la anul. Dar poate zici așa, ce sens are să trag dacă
E pandemie, nici nu o să fie sigur dacă merg sau nu. Nici nu contează, sincer. Sincer, nici nu contează. Iar dacă asta este mentalitatea ta, dăm voie să spun că este greșită. În primul rând, Eagle Manager este un lucru care ar trebui să fie de mândrie pentru tine. Dacă ești Eagle, nu ești un manager obișnuit, ești un vultur. Ești un vultur care câștigă bani. Ai intrat în afacerea Forever, încă o dată zic, să câștigi bani, mulți. Pentru asta trebuie să fii Eagle Manager. Eagle Manager, cum spuneam, te duce la Chairman's Bonus. Nici nu contează dacă pleci în vacanță sau nu. Dacă iei un cec de Chairman's Bonus, va conta extraordinar de mult pentru familia ta. Îți garantez lucrul ăsta. Așa că trage să fii în Club 60 și în Club 100, pentru că acolo se întâmplă magia. Creează-ți structura asta așa de puternică, încât indiferent ce pandemie este, indiferent de dacă plouă, dacă ninge, nimic să nu te doboare. Îți dorești o afacere așa de puternică, pentru că asta înseamnă să fii Eagle Manager. Înseamnă să-ți pui țelul pe panoul tău de vise și să te uiți constant la obiectivul tău și să-l vizualizezi. Cum ar fi să fii tu cu echipa ta în toate vacanțele Forever? Este absolut extraordinar acest lucru. Monitorizează zilnic punctajul. Și iarăși, ăsta este un lucru foarte important. De ce? Pe unde ne punem focusul, da? Unde ne punem atenția, acolo crește. Dacă noi tratăm calificarea de Eagle, o să mă mai uit, mă uit din câteva în câteva luni, s-ar putea să ai surpriza să te trezești, ups, stai că sunt cam în urmă cu punctele și o să fie foarte greu să recuperezi. Dacă îți monitorizezi zilnic punctajul, da, și știi foarte clar în fiecare lună câte puncte ai, acolo, acolo și acolo, știi pe ce să-ți pui direcția. Altfel va fi greu, da, să-ți iasă la întâmplare. Eagle Manager nu iese la întâmplare și, de fapt, nicio calificare în Forever nu iese la întâmplare. E vorba să punem focusul și să lucrăm intenționat. Monitorizează-ți toți înscrișii pentru calificarea la supervisor și eu personal chiar am o listă începând de la 1 mai, încep în fiecare lună și notez toate persoanele care se înscriu începând cu 1 mai și știu foarte clar că din acea listă de persoană, da, cel puțin doi de acolo o să iasă neapărat supervisor. De asemenea, țineți evidența și managerilor tăi. Dacă ești manager, ești senior manager, soaring și tot mai sus și te gândești, ok, eu îmi fac regulile mele de calificare, însă managerii mei nu fac, să știi că nu este atitudinea corectă, tot de tine depinde. Eu vreau să vă spun că am pe o tablă, da, și țin evidența la toți managerii mei, la calificări. De ce? Pentru că un pic de responsabilitate am și eu acolo, da, ca ei să reușească. Un cuvânt bun, o atenție, sunt și eu atentă un pic la calificarea lor, da? De ce? Ca să-i pot ajuta. Dacă ești senior, soaring și mai sus, ai nevoie de Eagle Manager ca să faci această calificare. Țineți evidența managerilor din echipa ta și ajută-i și pe ei unde au nevoie de ajutor. Creează-ți în echipă o cultură pentru Eagle Manager. Lucrul ăsta este foarte important și vreau să vă spun că, da, regulat, le pun managerilor mei și oamenilor din echipă, le amintesc ce înseamnă această calificare, pun filmulețe de la calificările Eagle, pentru că sunt experiențe absolut de neuitat. Și vreau să vă spun, chiar ați văzut, s-au actualizat acum punctele pentru Eagle Manager pe FLP 360. Primul lucru pe care l-am făcut, am făcut o captură de ecran la calificarea mea, am pus-o pe grup și am zis, haideți să vedem, dragilor, cum sunteți. Și vreau să vă spun că marea majoritate a managerilor din echipă, da, sunt cu calificările la zi și este o bucurie extraordinară. Sincer, nu știu dacă o să mergem sau nu în Phoenix. Eu sper din suflet că da. Însă faptul că oamenii aceștia trag, că sunt acolo cu atenția, asta contează foarte mult pentru mine, pentru că vor deveni super exemple pentru echipa lor. Pentru echipa lor nu contează că Monica Costița a făcut Eagle. Nu contează că sunt 20-30 Eagle Forever România.
pentru echipa lor sau pentru echipa ta va conta dacă tu ești Eagle Manager. Punct. Și un lucru, da, lucrează la setarea ta mentală, pentru că nu poți ajunge Eagle Manager cu o mentalitate de manager. Și aș vrea să te gândești puțin, în caz că nu ești deja Eagle. Ce fel de persoană ar trebui să devin ca să fac această calificare de Eagle Manager? Gândește-te puțin și scrieți care sunt gândurile pe care le are un Eagle Manager, care sunt acțiunile pe care le are un Eagle Manager, ce nivel de consistență, de perseverență are un Eagle Manager, cum lucrează un Eagle Manager, cum lucrează pe partea de vânzare, cum lucrează pe partea de recrutare. Ar trebui să-ți pui aceste lucruri, pentru că făcând așa puțină introspecție, vei vedea că dacă pui întrebările potrivite, vei găsi și răspunsurile potrivite. Știți, Forever oferă tuturor un mediu de creștere și să ne atingem potențialul. Însă este foarte important să fii sincer cu tine, să fii sinceră cu tine, unde ești acum și să pui foarte mult accent pe persoana care va deveni, care trebuie să devină ca să facă această calificare. Pentru că, sincer, Eagle Manager este o calificare foarte ușoară. Da, necesită muncă, însă este o calificare foarte ușoară. Chairman's Bonus este o calificare foarte ușoară. Global Rally este o calificare foarte ușoară. Și dacă nu vi se par ușoare, este pentru că încă nu aveți structura potrivită. Puneți-vă focusul pe ce trebuie, adică pe recrutare masivă, și veți vedea cum toate lucrurile astea vor deveni ușoare. Așa că decide ce acțiuni vei face ca să fii Eagle Manager. Ia o decizie congruentă, nouă, cu angajament. Și vei ști că este o decizie adevărată când asta se va vedea în acțiunile tale. Așa că ridică-ți standardele, lucrează la calificarea ta până în ultima clipă și fă tot ce este necesar, da, pentru tine, ca să fii un exemplu pentru echipa ta, să fii un exemplu pentru familia ta, să-ți îndeplinești toate visurile și să mergi și în vacanțele forever. Bun, eu vă mulțumesc, mulțumesc tuturor, treceți la treabă. Urmează 2 luni importante în afacerea noastră, urmează luni de creștere, luna noiembrie este una dintre cele mai puternice luni din an, luna decembrie este luna vânzărilor, oamenii oricum vor cumpăra produse, treceți și la acțiune ca oamenii să cumpere de la voi, da, e important lucrul acesta. Și vreau să vă mai spun ceva, modul în care terminați voi anul va pune bazele pentru anul 2021. Unii dintre voi poate veți zice, deja se simte spiritul Crăciunului, trebuie să stăm acasă, da? Trebuie să stăm în carantină sau diverse lucruri, însă trebuie să știi că oamenii de succes în această perioadă acționează masiv și pun bazele pentru un 2021 fabulos. De tine depinde cum vei termina anul și cum vei începe 2021. Eu vă mulțumesc, mulțumesc tuturor pentru seara aceasta și vă doresc mult succes și go for Eagle!